De pe Vice. Deci că-s povești de-alea de pe Vice. Eu am bani de pateu și mă duc la Untold. Eu nu înțeleg cum ăștia nu-și dau seama că... Sau nu înțeleg că nu e o chestie de distrez, de droghez. Coaie, păi nu înțeleg fiindcă... Pana mea, să știi că... Cred că aveți dreptate, că... Foarte mulți tineri de-ăștia... Ascultă trap de-ăsta, sincer. Și cred că ar trebui băieții aia să o lase, s-o lase mai moale, coaie. Să... Nu știu, să cânte de... Să cânte... Să mai găsească de băiețeală, de cartieraj, de ce vor ei, sincer. Dar să o lase mai ușor cu astea, sincer să fiu. Că gen, pula mea, sunt idolii lor, ești nebun, și văd la ei că e ok să faci treaba asta, frate, și așa te distrezi, ești nebun, dar nu e ok deloc să mor. Da, mă, de la trap iau ăștia droguri, tataie? Nu știu ce să zic, mă, mă, știi, și de la ce consideră cu adevărat că iau? Fiindcă sunt prea accesibile, asta e principala problemă, înțelegi? Fiindcă sunt prea accesibile, prea ușor poți să faci jos. Nene, ce cu 10 euro vând pulicilină, mas? Schimbă tema că ești pe lângă subiect? Eu caut niște răspunsuri la niște întrebări, frate. Sincer, nu știu ce să zic. Eu v-am zis, n-ascult trap. N-ascult trap, n-am nu știu nici 5 melodii trap. Îți distrugi cea mai importantă chestie, creierul? Bă, să știi că neuronii se omoară de la droguri și nu se mai formează înapoi.